Iubito, tu crezi că eu nu vreau să ne mutăm într-o vilă? Mm. Dar uite-te și tu ce sărăcie e afară! Păi tocmai de asta zic să ne luăm acum, măi, că e foamete, lumea vinde să supraviețuiască! Tu îți dai seama că putem să luăm pe leșu pe 2 lei? Cu ce bani? Cu ce bani, cu ce bani? Găsești tu că de-aia ești tăura și steț și nu bou bătut în cap! Nu mai ești tu nicio lucrare de licitat? Ai, mă, niciun teren de concesionat? Păi și atunci de ce, mama, naibii, mai stai, mă, primar, candidează și tu la președinție, că acolo tot mai iese ceva din vânzări anterioare. Ar mai fi o soluție. Știam eu că ești potent și intelectual. Zic. Schimb numele străzilor. Corect! Că firma care o să facă noile plăcuțe se alege prin licitație cu strigare. Adică noi o strigăm și ea vine cu comisionul. Genial! Și asta da? Nu e nimic. O să le dau posibilitatea borosanilor să-și boteze străzile pe care stau cu numele lor. Contracost, bineînțeles. Ah, da. Preferențial. Cum face poliția cu numerele de la mașini. Zi. Îți dai seama câți bani o să facem în zonele rezidențiale? Că acolo toți or să vrea. Și cine o să câștige? Cine? Noi, doi. Ah, doamne! La așa intelect nu pot să rezist. E așa că o să ne luăm o casă imensă cu multe camere să putem face în fiecare zi în altă cameră? Și o să mă premieze guvernul. Pentru că îi scap de presiunea socială. Da, zi. Dacă lumea o să fie ocupată cu preschimbarea actelor pe noile adrese, nu o să mai aibă timp de greve, de demonstrații. E clar. Ne mutăm la Peleș. Te vreau acum, majestate. Prințesa mea. Să știi că numele meu o să-i dăm. În visele tale, numele meu o să-i dăm. Al meu. Al meu. Gata, că vă găsești de dragi. Bă, cine-i superior acelea în casă, că vă joc în picioare? Mămica. Țară mătă. Dar măta nu-i riverană. Ea poate să pune numele la ulița pe care și-a de ea și împinge vaca de la spate către izlaz, mă. Vă zicați degeaba că tot numele meu o să fie ales, că sunt dita mai... Wow! Bă, tu n-ai bani să trei strada, bă! Dar minte să-i știm numele! Dar ce, mă, tu ai bani, ai tu bani? Ce zic că a venit ăsta și stare, dacă află... Am aflat deja, făinuță. Ba chiar am și depus cererea. Ia uite numărul de înregistrare. Păi ești în pilul, scrie nimic. Pe partea ailaltă. Nici aici. Iată. Ajunge, că o să orbiți de oftică. Păi și tu crezi că o să accepte lumea să-i zică strada Pupăză? Păi când o vedea ăștia ce nume obscen ai, crezi că... Nu i-am zis doar Pupăză, bă, obsedat asexuat. Ce ala? E unul care se înmulțește de unul singur. I-am zis Pupăza din tâi. Că dacă are rezonanță intelectualistă cultă, o să-mi iau aproape în 2 secunde. Că cine își permite să refuze un omagiu adus marelui Creangă? Cine e deștept, bă? Și își dă seama că denumirea ta o să creeze confuzie în rândul populației. Ce confuzie? Păi cum, dragi pălța, să-i zici la stradă, bă, Pupăză din tâi? Că noi șadem în Cotroceni, ceea ce le e tăi, suntem în Cotroceni, simplu ca bună ziua. Ha, ai văzut ca bună ziua? Că ce bună? Aha, da, simplu ca bună ziua, Pupăzăule. Țeapă, poți să te ștergi la fund cu hârtia aia, cu toate că întinde. Că tot numele meu o să fie ales. Al meu, da. Și cum o să-i zici, mă? Mărlanul de la Cotroceni? Vezi să nu cumva să creadă Băsescu că e vorba de el, să-ți dau un pumn în cap, să te facă boc. O să-i zic Ferdinand întâi, că-i nume de rege. Na, ce? Nu mai râdeți acum? Au! Au! Dar de ce nu vă băga și dumneavoastră șeful o cerere? Că încercarea moarte n-are. Matiescule? Tu ești idiot? Sunt să trăiți, dacă mi-o ordonați, sunt. Cu ce nume să mă bag, mă? Cine dragi Damian crezi tu că vrea să șadă pe strada Chioretelui? Lăsa șeful, că e roșit de mai rău. Ia uitați aici.
Apropo, șeful, dar de ce nu intrați în competiție cu numele mic? Că Ilarie n-are nimic rușinos. Din contră, e un nume deosebit, rar. Bravo, Matiescule! Bă, tu să știi că nu ești chiar așa de prost pe cât arată fața. Nu sunt șeful, doar mă știți. Auzi, șeful, dacă tot se schimbă acum numele la străzi și automat și buletinele, mă bate gândul să-mi schimb și eu numele ăsta. De ce, bă, că numele tău ar merge super la o stradă? Strada Poponețului. Dar ce zic eu, stradă? Că automat poți să dai numele la Parcul Operei. Uite, vedeți? De asta vreau să-l schimb, domnule, că mă face de râs. E, atunci schimbă-le, mă. Dar să știi că un nume mai deosebit te face iute remarcat. Adică te împinge în față. Sau în spate. Termina. Nu ai șeful poate să facă glume de-astea, da? Nu permit. Că mâine, poi mine mă trezești cu Solomon. Că mă ia la mișto. Ce poponeț obraz. Nu, nu de dumneavoastră vorbeam, de Afrodita. Nu mai dai, ți-ai luat-o. Ridică cascheta. Obraz. Ești iubita mea, trebuie să mă ajuți. Plus că e și interesul tău, pentru că... Pupă, Zăzi, naibii odată despre ce e vorba, că m-ai amețit. Și-a întreabă, nu vezi? Păi am depus la Van Damme o cerere din aia ca să dau și eu numele unei străzi. Pe bune? Da. Și m-ai băgat și pe mine în denumirea ei? Te-am băgat, iubi, normal. Păi doar tu ești... Doar eu sunt? Doar... Adică n-ai pus numele tău ca să-l pui pe al meu? Iubitule, de-abia aștept să vă plăcuța. Îți dai seama, o să stai pe mine. De când visezi? Da, nu te-am bălat prea tare, că cred că nu o să o aprobe Van Damme. E, nu, pe se ocupă fata. Doar știi că sunt influentă la Van Damme. Da, dar o să vin alții cu șpăgi și atunci o să... A, corect. Ia scoate niște bani. Pentru ce? Ca să-i contracarăm pe ăia. Păi n-ai zis tu că ești influentă? E, ba da, dar banul bate influența. Hai, marcă! Cât? Cât ai la tine și ți-aduc eu restul. Hai, hai! Mai puțin. 5, 6, 7, 8, 9, 10, da, sunt toți. Am fugit la Van Damme. Păi da, da! Că primii veniți sunt primii serviți. Păi, toți sunt aici, te-ai dus cu toți. Puh, m-am nenorocit. Ia uite, bă, după ce o să-mi o pierd pe Betty, am dat și bani pentru asta. Doamne, ce... Corect. Că dacă mă duc și iau bani înapoi, ăla nu o să mai vrea să aprobe nimica fără șpagă. Yes! Ce deștept sunt. Să-mi dai banii. Pupăză, aici se dau bani, nu se cer. Van Damme, să te iau mai pe ocolite. Vreau spaga pentru stradă înapoi. Opa, eu ți-am zis că Betty dăunează grav sănătății, dar tu nu ai crezut. Mi-ai lăsat tu vreun ban când ai depus cererea pentru stradă, nebunule? Ți-a lăsat Betty din aur. Să-mi dai înapoi, că nu mai vreau niciun nume la stradă, banii. Păi oricum nu ți-l dădeam, pentru că Betty nu mi-a lăsat niciun ban. Da, apreciez că inventez tu de fiecare dată cu o șmecherie, doar îi mai trage ceva cașcaval. Cum adică nu a lăsat niciun ban? Pupăță, du-te acasă, ia o pastilă și culcă-te. Betty nici măcar n-a trecut pe aici. Auzi, bă, Chiorete, cum se scrie cerere, mă, cu ădânii sau dâna? Și cu ădânii și cu ădâna. Ce? Cu amândouă? A, bă. Cu cerere. Cerere. Cred că... Ce faci, Mărlane? Ce fac? Fac și o cerere, mă, la primărie, ca să nu mai faci tu... Pupăzoi. Hai, m-ai făcut Pupăzoi, Fofaitule? Minte, bă, Chiorete, tu ești nebun, te-i după ăsta. Cum l-a făcut, bă, Pupăzoi? Păi dacă strada o să numească Pupăză, tu ce o să fii, Chiorete, dacă stai pe ea?
Cum se numește masculul care stă pe pupăză? Nu pupăzoi? Mai bine stai tu pe Ferdinand I, că e și un nume cu rezonanță isterică. Ăsta, istorică. Băi, idiotule, numele ăsta există deja. Și este un bulevard în centru. Există? Păi și nu trebuia să ceară acordul ca să-i dea numele meu? Cum îi da așa? Mamă, cum e asta? Nu e al meu? E al lui regele? Da, că el era înainte. A, de-aia zici tu că nu poți să-i zici și eu la fel, că ăla are licență poetică, că e... Păi atunci ce mă, să adaug și eu numele de familie și e diferit. Hai bă, dar nu mai bine dau eu numele străzii? Tu? Păi și cum o să-i zică? Strada Chiorului. Strada Ilarie, Tăfălogule. Ilarie Tăfălogu? Ilarie Simplu. Dacă Ilarie Simplu e mai... sună altfel, mă, decât Ilarie Tăfălogu. Ilarie. Auzi, mă? Și dacă vine unul și pune un H la începutul denumirii, vrei să ajungi de râsul cartierului? Să devii Hilar? Atunci mai pui ceva înainte ca să nu mai ai loc ăla să pui în față un... Îmi pui gradul, mă. Asta e. Și strada se va numi Comisar Ilarie. Și cu ocazia asta devii erou. Devii erou. Normal, mă, pupăză, că toți ofițerii care a dat nume la străzi e eroi. Da, bă, da, e și mult. Tu ce faci? Te sinucizi? Majestate, vedeți că m-a căzut coroana, bre. Auzi, vezi că poate te tai cu coroana, te fac... Vezi că erou. Te găsește, draci. Opa, nu-mi spune că te-a trimis pupăză să-mi aduci bănuții. Șefule, eu sunt angajata dumneavoastră. Cum să fac așa ceva? Ar fi jignitor să vă dau bani. Beti, jigniri de-astea? Eu accept, stai liniștită. Da, eu nu. Și nu pot să-mi îndemn șeful la corupție. Așa că m-am gândit să vă recompensez natura. Hai mă, Beti, termină! Beti! Că pe asta nu poate să scrie mită cu fluorescență. Beti, termină că suntem colegi. Și între colegi serviciile se fac dezinteresat. Nu se acceptă nicio recompensă. Dar dacă demisionez câteva ore, mi-o acceptați. Beti, termină că... Deja ți-am aprobat cererea. Ia zi la ce nume de stradă te-ai gândit tu. Nu eu m-am gândit, pupăză. Dar eu i-am inspirat numele. Hai, deschideți plicul, că și eu sunt curioasă. Ce? Pupăza din tei? Ce? Nu se poate! E o greșeală! Ce greșeală să fie, mă? Tu nu stai în tei? Mateescule, dă-mi o idee de nume cu care să-l înlocuiesc pe Poponeț. Dosuleț? Nemernicul. Am crezut că vreți un sinonim, șefu. Șefu, aveți o sugestie pentru mine, ceva? Șlițu. Șlițu? Șlițu. Șefu, eu vorbesc serios. Și eu, mă. Ai grijă că dacă te vede Afrodita cu șlițul desfăcut, adio ți-ai de la trânsa, mă. Că numai odorogi umblă așa. Vă mulțumesc, șefu. Auzi, bă, știi ceva? Ia lasă de așa, bă, că moșii are succes la fufe. Ai, șefu, dar o idee de nume îmi dați? Mă, tu vrei să mă apuce durerile de cap? Nu te pot... Nu, vreau ceva simplu, așa, un nume din trei litere. Trei... Dos. Haide, șef, zău. Ce vrei, bă, că tu ai zis din trei litere, mai și restricțiunea, pe ce vrea? Jvarovski din trei litere? Afrodita, ce nume ți-ar plăcea să-mi pun? Îmi place Marco, nu vreau altul. Deci așa, pupăză, sunt bătaia ta de joc în continuare. Dar ce s-a întâmplat, sufletel? Nu mai îmi zice sufletel când se nervoasă. Ce... Da, lunda mea.
Ok, ok, recunosc. Te-am mințit că te-am băgat în denumirea străzii, că și tu m-ai mințit că i-ai dat șpaga. Și nu i-ai dat-o. Păi normal că nu i-am dat-o, ca să nu se înfăptuiască bajocura ta. Cum adică nu m-ai băgat în denumirea străzii? Și pupăza din tei cine e? Nu ești tu! Mai e vreo pupăza în tei? Nu! Tu e singura! Adică tu deci recunoști că eu sunt pupăza, nu? Nu tu, eu! Adică la mine m-am referit. Tu nu stai în tei, stai în Cotroceni, mincinosule. Zi, sunt pupăza că... Nu ești! Dar vreau să devii. Și asta a fost forma mea de a te cere în căsătorie. Vrei să fii soția? Păi de ce n-ai zis așa de prima dată, mă, râtule, mă? Pentru că sunt timid. Deci, Betty, vrei să fii soția mea? Nu. Pentru că nu am destulă încredere în tine. Încă. Dar apreciez intenția. De jos, gata. Domnilor, și acum, perfect transparent, fără niciun aranjament, voi extrage una din propunerile pentru strada din Cotroceni, aleasă pentru redenumire. Să vedem prima propunere. Ciorete n-a dat. Pupăză n-a dat. Ce să dea? Ce să dea? Să dea... Să dea numele unei străzi, plicul e gol. Ne-a dat numele străzii. Să vedem ultimul clip. Ăsta a dat. Așadar, strada din Cotroceni se va numi Ferdinand I Mârlanul. Mă, comunistule, cum îți permiți, mă, să denigrezi unul dintre cei mai mari regi ai României? Bravo. Mă, băieți, Mârlanul e numele lui de familie. Incorrect. Numele lui de familie este Hohenzollern. Hohenzollern. Dacă nici tu nu știi, ce pretenții mai ai de la un incult ajuns primar? Te omor, Mârlanul. Aha, așa. Amenințați-ne că ne omorâți, așa, așa, jigniți-ne. Dați-ne în cap, așa, hai, băieți. Uite criminalul, așa. Ne batem joc, domnule. Vă bate joc de noi și de munca noastră. V-am votat. O să vedeți rezultatele care o să apară în ziar. Hai. Așa, așa, aruncă în mine. Să vă fie rușine. Dă-mi mine, cu scapul, așa. De fapt am vrut să... Nu-mi vine să cred că o să-i fiu soț. Dar te-a cerut ea, mă? Nu, șef. Dar din moment ce a spus că vrea să-i port numele, nu e tot un fel de cerere în căsătorie, dar mai indirect, așa? Ea este mai modernist, așa, mai fițoasă. M-am prins eu. Și o să vă cheme tot Marcu? Of course, my horse. Am și completat cererea, uite. Eu dau lui șeful acum. Șeful, semnați-mi și mie aici, vă rog. Da, mă, las că viu eu la tine când trebuie un dosar de la tine. Tot îl cad și nu-l găsesc. Acelea trebuie să fie. Vezi că ai uitat un râbă, macule. De emoție, na. Mateescule, hai, lasă, fă și tu ceva bun. Mișcă și depune și mie cererea asta. Hai. Haide. Ce faceți, bă, acolo? Dăm numele străzii, că cererea ta a fost respinsă, bă. Ia uzi de norocitul, vagabondul, pe ce că i-a mai dat și spagă? La las, că lucrurile nu o să rămâie așa. Normal, Mârlanul, nu o să rămâie așa. Că strada o să poartă numele meu. Că eu sunt mai venerabilă și mai senectută persoană de pe strada asta. Ce-a scrieți acelea?
Ce ai zis, Matachi, știuță? Taci, Betty din tei. Strada Chestor Ilarie. Cum mă, Chestor? Deja Chestor? Se zice Castor. Ne găsește, dragi. Chestor, bre, ca și ca fiindcă eu gândesc în perspectivă. Ca numele străzii rămâne pentru sute de ani. Și tot ce scrie acolo, mă? Eu nici nu știu ce nume să scriu. O spui eu ce să scrii. Scrii gogoașe! Cum să scrie gogoașe? Că măcar una din patru celeri tot se aprobă. Auzi, bre, eu... Ce faci, Chiuriță, îl comentezi? Dacă nu-ți place să locuiești pe strada care îmi poartă numele, te duci, bătăluță, și strângi catrafusele și te muști pe ce stradă vrei. Ia ziceți, bă, voi vreți să stați pe mine? Vreau! Da, tanti! Ce bine, păi atunci ce mai stă, hai, trebuie! Da, trebuie! Stai, stai! Adică să stăm pe mata la nivel de stradă, adică la figurant. Să la figurant! Să... Deci, e singurul care te muți, hai! Nici într-un caz, tântișor, n-ai înțeles matale. Bagă ăștia, strâmbe. Bagă seamnă, dragi. Tot vă băgați în gura lui tântișor. Cine a zis, bă, că nu vreau să ceată aici? Vreau, tântișor, e nebun, îi spun. Eu am vrut numai să mă oferă ca să scriu eu cererile astea, să le completez, că sunt dracu pe sârmă la hârțogărere, spui. Așa mai vine acasă, bă, că încă mai e acasă. Ia să scrie. Ia să scrie odată! Scriu. Dar scrisorile eu le duc. Să mă asigur că nu faceți niște tâmpenii pe hârtiile aia. Că vă știu în stare de mă atrapați lăcuri. Auzi, bre, dar hârcă cum se scrie hârcă? Cu ă de ni sau de na? Bă, zi să scrii gogoașe! Păi a scris gogoașe, dar ăsta e de familie. Numele mic vă interesează. Cu X. X. Zero și în sfârșit te-am bătut. Ce am... A fost pur și simplu o încurcătură, dar am anulat tot și reluăm procedura. Ia zi, anulați articolul ăla? A-a. Nu mai merge așa, domn primar. Trebuie să mă convingi. Mamaie, te rog, eu așteaptă un pic afară că sunt ocupat acum. Lasă că fotograful ăsta poate să aștepte că e tinerel. Aștepți, nu? Da. Hai că te premiezi. Vrei? Nu. Stai, băi, alo! Stai, domn primar, ia bapa asta după mine, stai! Dă-i, bă, drumul tău pe mine, dă-te! Păi ce vreau de pleci, nu vrei să te conving? Mai convins deja, pleacă, taci, mă atrag cu codul! Mersi mult, 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 anti! Ia zic, cum pot să mă revanșez? Își pui, baba, m-ai făcut baba, mă, că te aprofui! Nu, tanti, am zis! Așa! Deci, botezi strada noastră după cum își pui eu! Aaa, păi nu merge așa! Nu am cum, că trebuie să vii mata cu o cerere, se plătește că e contracost și mata n-ai cu ce. Ai cu ce să plătești mata? Normal că am cu ce. Iete! Lasă, acoperă, că mi-am adus aminte că pensionarii au gratuitate. Zi numele străzii. Nu zic eu, te alegi tu, să nu zici că nu-și democratică. Uite, ai trei propuneri, ia una la întâmplare, na! Strada Cotoroanței? Mi-ai zis că te pierde! Eu vreau să scrie hârtie aici! Cotoroanț... Clomor! Da! E alta care e greșită! Strada Furisitei? Hai, băi! Ia-o pe asta, că așa e greșită! Și-o cum s-o trafie? Strada Matracucii? Apunțați și-a fântat când-i... Zi-ma ta, cu ce nume să pun la stradă, că alt plic nu mai ai. Ce nume? Pui numele Gogoașă! N-am cum, că trebuie să refaci cererea și să vii cu ea cu noul nume. O refaci tu, cu ea întreabă. Eu mă duc acasă să mut pe cariva, la reanimare. Iar pielea lui ea furistă. Hai așa, că asta rămân la mine ca dovadă pentru mutație. Nu, mama, este așa că aveam și un document acolo! Tanti! Hei! Deci așa în măgar, Cotoroanță, Afrișită și Matracuca, ai? Cine v-a zis măgăria asta că joc în picioare, îl găsește dracii? Cine? Astea! Strada Ema Cucu. Incredibil, ăsta suferă de mania persecuției, ia uite-a. Nu asta! Astea!
Ia citește, mă! Hai cu fuse tare! Matrac... Aha! Ce mai zici acum? Tatișor! Ce tatișor? Să știi că există... Ce? Există explicație! Stai, prea! Stai! Ce să stau? Ce să stau? Că s-a sunat ceasul! Stai! Ce să stau? Tatișor, există explicație! Ce? Care? Nu! N-am! Bă! N-a ce? Eu la matale pe ce referință, bre, la Afrodita, jur! La Afrodita? Da! Na, hai, explică-te, hai! Adică zi! Tatișor! N-ai ce? Am vrut să mă răspund pătrânsa! De ce? Că și că fiindcă m-a înșelat cu pupa sa! Și am vrut să o facă râs în public! Eu știu că am greșit și n-am făcut ce mi-ai zis, mata! Dar n-am putut să mă abțiu, jur! Stai aici! Mă crezi? M-a rănit până la adâncul sufletul. Nu prea, până la adâncul sufletul. Bine, ai scăpat de data asta, te cred. Treci mai acolo să stau jos, că mă obosesc. Pantalaule. Acum nu mai fac eu de râs, dar măcar m-am descărcat. Lasă că o să faci de râs, o să afle toată opinia publică că am eu grijă. Tu, descarcă-te. Descărcă-te de tot. Dacă vrei, poți să te descarci mai jos. Ca o mitralieră să te descarci. A dat numele meu străzi? Dar de unde știi? Păi mi-a spus Tușica, dar vezi că mi-a zis să nu-ți spun. Wow, de ce încă mă mai iubește? Știam eu. Dar îi place să fie cocoș. De prima dragoste nu se uită. Fata, tu ai fost prima lui dragoste? E, nu eu dragă, găina aia. Nu, cum era la... Auzi? Sună-mă mai târziu. Va veni cartea de identitate, domn comisar. Da, mersi. Și ce părere? V-ați schimbat numele din Poponeț în Macur. Care e diferența? Mi-a mutat râu ca să mă facă pe mine de rahat. Hai salut, Macur. Trăiți, domnul Macur. Terminați, mă. Da, așa vă teamă, șeful, de ce dați? Marcu. Nu, Macur. Marcu. Simplu. E tot aia, mă. Chiorete, încetează cu persecuțiile. Cam afla că încă mă mai iubești, dar te ții tu, cocoș. Adică noi ne omorâm și pentru dumneavoastră... ea? Și dumneavoastră, mă! Minte, domnul, aș să dă nebună și dă cață! Atunci de ce ai dat numele meu străzii pe care stai? Ce-am făcut? Ce-am dat? A, nu mai știi? Păi atunci haide să-l sunăm pe Vandal să ne spună el cum se numește strada pe care stai, că poate o-i fi uitat. Ia sună-l, dragă, ia fiți atent, mă, ia. Salut, Van Damme. Bună! Spune-mi, te rog, cum se numește strada pe care stau? Sau, mă rog, am stat, dar mă voi reîntoarce. Strada pasiunii. Exact. Stai! Cocoșul meu! Ești că te găsești, te dragi, țar, copa, drea! Ce vedeți, bă? Mi-a părut râme ceva pe aici? Pentru mine. Păi dacă în șpagă n-avem noroc, măcar în dragoste să avem, nu? Auzi, da, n-ai fi putut să pui și numele noastre? Să știe lumea despre a cui pasiune e vorba. Iubita mea, părea cultul personalității și iar ne sărea presa în cap. De-abia i-am liniștit după tâmpenia pe care a făcut-o Mârlanu. Ah, chiar așa, Mârlanu. Bănuiesc că i-ai înflat botul, nu? Nu pot să mă mai compor ca un golan sândit, mai primarul. Stai liniștită, care cine să se ocupe de el? Corect. N-am cerut eu șeful să schimbe numele străzii pe care se află clubul. Eu am făcut cerere numai pentru... Știu. E, o fi mâna lui Van Damme, că el a vrut să-și repare măgăria și mi-a mutat numele aceea pe stradă la noi, ca să-i zică la... Dar ce are șeful? Ce? Nu sună bine numele meu? Păi nu i-a dat numele tău!
zic că dacă-i vedea numele tău străzii, se numea Clubul Idiotului. Da, așa se numește Clubul Idioților. Deci, cum suntem noi toți ăștia de aici? Idioți, dar de ce întrebați? Ca să înțelegi de ce te bat, Mârlane. Of course, my course. Of course, my course. Of course, my horse. Of course, my horse. Of course, my horse. Lăsați-l, tante, că e obosit. Cu X. De nimic sau de nimic? Și zero. Și te-am bătut în sfârșit. Ce pustești. Sfârșit. Iubica mea părea cultul personalității. Și iar ne sărea presa în cap. Dar bine am liniștit. Ce mi-am făcut? Dar bine răia. Ha. Lasă-mă că e și el mic și atât. Aha! O fi vut manda, man, van, van, dam. Să-și repare, mă! Aria! Da, se numește strada Clubul Idioților, mă! Da? Deci, cum se numește? Da. Deci... O pauză! Vreau să discutăm o problemă serioasă, bă, care ne strică imaginea la amândoi și ne face să părem ultimii oameni. Vrei să pari ultimul om? Mârlane, să vreau și nu poți. Că ultimul ești tu, eu maxim pot să fiu penultimul. Nu vorbesc serios, bă! Tu te-ai săturat să mergi cu autobuzul la secție, Dita mai șeful de secție? Merg cu autobuzul, că și că fiindcă ne-a tăiat mașina de cirvici. Asta până o trece criza. Adică 10 ani. Vrei să te râzi de vecinii un deceniu. La ce? Parcă pe tine nu te râd. Că și tu mergi tu cu autobuzul la cirvici, nu? Și ești dită mai președintele de club. Și la propriu și la figurat. La propriu și la... Tocmai de-aia te-am convocat. Că trebuie să facem ceva, să spălăm rușinea în care suntem până în gât. Dacă te gândești că eu o să comand taxi și o să te duc pe tine până acolo la sediul la club și după aia să-mi dai tu mie banii la prima pensie, să știi că te înșele amarnic. Tu ți-ai găsit prostul cu mine. Nu, mă. Cu toate că n-ar fi o idee rea. Dar nu ăsta-i planul. Trebuie doar să-l convingi pe Van Damme să înființezi o stație de autobuz aici la noi în fața casei. Și
poți, că organul are dreptul să facă propuneri de optimizare a traficului, că m-am documentat. Bă, tu ești idiot? De obicei, da, dar de data asta nu. Acum sunt chiar genial. Bă, dacă o să avem o stație în fața casei, nu o să mai știe nimeni cu ce circulăm. Că nu mai stăm ca proști în stație. Stăm în casă și ne olbăm pe geam și când vedem că a venit autobuzul, trolebuzul, ce mama dracu vine, a zbuchit-o în el. Nu ne vede nici huliu, nici pământul. Ăsta, nici motul, nici pământul. Hai bă, dar lumea azi în autobuz, în trolibuz e oarbă? Păi ce e trolibuz de handicapați? Adică, precisamente, e de handicapați dacă circul tu cu el. Măcar nu ne vede o stradă întreagă. Dar ce zic eu o stradă? Jumătate București, că eu merg pe jos până la club. Că sunt ecologist. Să zice fomist, nu ecologist. Cum vrei tu numai zilul ăla de stație? Ce stație? Ce stație? Că eu nu cumpăr nicio stație. Că putem să ascultăm muzică și la castofonul pe care l-avem. Că nu ne trebuie aici discoteca să ne zăpăcim de creier. Ok, tră, că nu era vorba de stație de asculta muzică. Era vorba de stație RATB să avem noi în fața casei. Ca să nu mai vază lumea când plecă la muncă pe jos, ca ultimii săraci. Da. Păi atunci dai niște bani lui ăsta să-i dea șpagă lui Van Damme, că ăla știi că nu face nimic dacă îi dai șpagă. Io! Dar de ce să-i dau să nu-i dați voi? Pentru că a fost cu ideea ele cu papagalul, că să ce-ți vorbească cu ea și să fii cu banul, ca să facem diviziunea muncii. Păi dacă vorbește ăsta nu trebuie nicio șpagă, pentru că ăsta e organ al legii și nu trebuie să dea șpagă, nu? Ce vorbește? Eu nu vorbesc cu nimeni. Chiurete! Tu ai nebunit! Tu vrei să dăm bani pe criza asta? Pupă să, păi, dacă te știu, tu ești în criză, bă! Io! Da! Stație RATB între case? Știu, mă, știu! Dar nu eu sunt idiotul, bă! E mârlanul cu pupăză! Eu doar am venit la tine ca să le fac lor, ca târu! Păi știi că ăștia nu sunt tâmpiți? Ar merge o stație acolo, dar nu de autobuz, că n-am linie. Ar merge o stație de taxi. Ia fă o cerere. Nu-ți, nici într-un caz. Că aia nu ne ajută cu nimic, că taxiurile e scumpe. Ciorete, nu te repezi, zic agaborul la șpagă. Vă ajută mai mult decât îți închipui tu. Dă-ți seama câte economii faceți la telefoanele mobile. Nu mai sunt toată ziua la taxi. Îl ai în fața casei, mă. Ia, bă, păi vezi tu pe Carivad în casa aia călcând în taxi? Nici măcar pupăză? Eu, pupăză! Mai degrabă îl calcă tasiul pe el decât să calce el în tasi. Ok, atunci vă ajută la imagine, mă. Că nu pun indicator de la stație de taxi. Lumea o să creadă că taxiurile alea sunt închiriate de voi, mă, și vă așteaptă 24 din 24. Vă faceți imagine de Barosani. Ce vorbești? Păi și ce crezi, că taximetriștii nu o să spui la lumea adevărul? Lasă-mă că le pun eu condiție ca să-i lasă acolo, să nu vorbească cu nimeni. Și pun să vă ducă și la jumătate de preț. O să le zic că sunteți coproprietari pe trotorul pe care au ei stația. Așa da? Da, sper că nu. Care cumva te-ai gândit că primești froșpagă ceva pentru treaba asta? Evident că nu, mă, Chiorete, doar știi că pe prietenii îi ajut total dezinteresat, mă. Așa, prietene. Așa te vreau, dezinteresant până la moarte. Bravo! Eu mă duc acasă de grabă să le dau veste amare. Betty, convoacă la mine toți patronii firmelor de taxi și să vină și cu cașcavalul, că am de licitat o stație în Cotroceni. Hei, am venit! Veniți, Ioncoa! Măi, deci, Chiorete, stai, mă, stai! Ia zi-mă ce-ai făcut! Mai, am o veste bună și una rea, cu care să încep! Cu niciuna! Că acum eu vorbesc. Ia, ședința! Păi stai, stai, mâncare! Nu stau deloc! Iar tu dacă ai treabă și nu ai chef să stai, n-ai decât să pleci. Că și așa ești inutil în casa asta. Hai, Valea! Eu prefer să rămân. Bun, deci avem plenul complet. Ședința! După lungi și adânci. Ce mă învârtoșează cuvintele astea, băi, dar nu. Deci, după cuvintele alea pe care le-am zis mai adineori, am ajuns la concluzia că gogoșica al meu e un idiot notoriu. Nu știu cu cine o asemăna. Noi știm. Ura! Păi, n-a zis, bre, că e ședință la ședință, avem voie să vorbim și noi.
Da? Atunci rectific. Nu mai e ședință, e congres. Și la congres vorbește numai comandantul suprem. Rect eu. Păi rectul sau mă atacă, nu înțeleg. Nu-ți cred că... Deci unde rămăsesem? Ziceți, bă, unde rămăsesem? N-a zis, bre, că e congres, că trebuie să tăcem. Da, dacă îmi vă dau eu cuvântul, vorbiți. Deci unde rămăsesem? Păi ziceați că ați ajuns la concluzia că Gugoașe e un idiot. Corect. Care nu-și vede interesul. Asta înseamnă că-i chior. Nu-ți-am dat cuvântul. Și ca atare, trebuie să-l obligăm să-și-l vadă. Care e interesul lui? Ați dat cuvântul? Nu! Era numai o întrebare retorică. Și nu mai mă opri. Interesul lui este să se împace cu Teo și să se așeze și el la casa lui și să mă elibereze mie pe asta. Dar ca să se împace cu Teo, trebuie să se mute la ea. Dar idiotul nu vrea! Pentru chestia asta, din acest moment, aveți ordin de la stăpânire să mi-l persecutați cât e ziulica de lungă ca să-și ia lumea în cap și să se mute la Teo. S-a înțeles? Putem să-i facem orice? Orice, zepeliniule, mai puțin... Păi stai, bre, eu nu-s de aia, eu fac cu Sofica. Glumea, bre, ce n-ai? La congres nu se glumește, zepelinule. Și asta e pentru că ți-ai permis să-ți iei cuvântul singur. Știi ceva? Fac ceva pe congresul următoare, că... Ia uite ce măgărie trăiesc! Bine, mă, aici, în mijlocul cașii, să lasă, mă, hâinile! Nu ți-a bă rușine, porcul! Ia uite cum aruncă de față cu mine! Pune mâna și strânge! Păi ce mai? Dacă nu mai am loc în jifonier de lucrurile voastre, a? Final să fie! Băi, inspectule, nu ți-e rușine? Mi-a râs mie pârțul! Nu, dar... Am vrut doar să... Păi ce-ai vrut? Păi, dar ce aveți, frate, cu mine amândoi? Băi, ați dormit prost? V-ați trezit cu fața la ceașaf? Ce dracu aveți? Da! A dormit prost, că n-am putut să închid un ochi din cauza la sfărăitul tău! Cum adică, bă, din cauza la sfărăitul meu, că nici n-am dormit aici? Băi, da... De-aia că n-ai dormit aceea și... Și nu ți-am auzit sfărăitul, ți-am simțit lipsa, stâmpitule! N-am putut să închid un ochi! Atunci spuneți-i lui mămica să nu mă mai oblige să mă mut la Teo, ca să pot să dorm aici, să sfăre în liniște, ca să vă puteți și voi odihni! Nu? Păi, ce faci? Bă, tu ne comanzi nouă ce să-ți ordonăm noi ție? Nu, bă, dar încetați odată cu șuturile astea, că vă spun... Bă, vă spun lui mămica, ce dracu aveți? Ce să... Mă veniți! Bine, voi ați vrut-o! Mamica! A zis orice mai puțin... Da, dar numai să nu fi uitat că scleroza... Mă, Gogoșic, mă, măi prieteni, stai, măi prieteni! Ce, băi? Mamica, ăștia doi mă bat într-una de când s-au sculat! Și tu stai ca tantălău? Păi și ce-i vrea? Că nu pot să mă pun cu ei! Că ăsta e organ și ăsta e mârlan! Să te muci la Teo, la iubițica ta! Nu mai e iubita mea, e alu Baros! Păi dacă o lași ca prostul satului, asta o să și fie! Marș acolo și luptă cu ăla pentru ea! Cu Baros? Mai bine mă lupt cu ăștia doi! Treaba ta! Continuați, băieți! Ce ziceai, bă, Gogoșarle, că-s mârlan? Nu, mă referam la nume! Ce ziceai tu, mă, că sunt organ? Nu, mă referam la funcție! Stai să vezi tu la ce ne referim noi acum! Adică la ce... Pupăză, te-am chemat pentru că am luat o hotărâre foarte importantă. Dar stai jos!
Dar de ce să stau jos? Ei, ca să nu leșini. Ca să... Betty! Betty, te rog, te implor, nu mă părăsi, fac orice! Uite, promit că dacă nu vrei să facem dragoste niciodată, nu o să facem! Ba, vreau! Și vorbesc cu șeful ca să-mi vireze leafa direct în cardul tău, ca să-ți dovedesc definitiv și irefutabil că... Culpază! Irefutabil, nu e aluzie, jur! Că doar știu că tu nici măcar nu vrei să auzi de sex! Ba, vreau! Oh! Poftim! Am zis că vreau, pupăză, e surd? Asta e și vestea pe care vreau să-ți-o dau. Pentru că m-a impresionat cu cererea în căsătorie, m-am hotărât să facem dragoste. Vezi? De-aia ți-am zis să stai jos. Noi doi, afaceri! E, noi doi, e mai mult interesul tău. Uite cum stă treaba, idioții aia din vilă vor să mă dea afară din propria casă. Păi zi mă lumă dacă îi rupe pe genunche. I-am zis, dar nu ține, că le ține ei sonul, că și ea vrea să mă mute aici cu Teo. Asta vrei? Ce vrei să fac eu? Bă, sper că nu vrei să o conving să... Nu pe ea, pe ei și nu tu, băieții tăi, internet. Bă, dacă mai spui odată cuvântul ăsta aici, te mut în altă parte. Într-un loc cu verdeață, de unde a fugit durerea și întristarea. Ai înțeles? Am înțeles. Da, ai prins ideea? Am prins-o! Dar nu pot să te ajut. Prefer să stau cu tine pe cap decât să cârie vreunul de la cine i-a trimis la smardoială și să o pierd pe Teo. Ah. Nu știu, caută și tu altă soluție, fără interloc. Păi ce faci? Tu zici și tu uiți. Ah. Poftim, cine mai are taxi la scară ca noi? Noroc că am fost eu cu ideea. Ar trebui să mulțumiți, bă. Mm-hmm. Și noi cu ce mergem mâine la serviș, mă, deșteptule? Tot pe jos, da. Măcar acum părem excentrici. Avem taxiul la scară și preferăm să facem mișcare. Hai, noapte bună, excentricilor! Mi-ar stația, dracu, stația mi-a trebuit. Mărlane, mișcă-te și anunță-i pe ea, bă, să facă niște, că-i găsește, dracii. Eu, du-te tu, mai ce, că tu ești organul. Acu, nu sunt în exercițiu funcțiunii, făinosule. Și oricum, ideea cu stația a fost a ta. Du-te! Da, mă, dar eu n-am nicio calitate. Bine măcar că ești realist. N-am nicio calitate, discut cu ei, bă, de ghiriță. Să ducă gogoașă, că-i casa lui. Ce? Corect, să ducă gogoașă, că e proprietar. Să-l bață ăia până scoate mințile de el, să ne mai spetim noi pumnii pe el. Ăla cu și-a luat el casă în centru de chiaburcile. Să ne lase pe noi să dormim. Să... Du-te și anunță-l! Pe cine? Pe gogoașă, pe șiabur! Vă rog eu frumos să veniți dumneavoastră aici, că eu nu pot să ies în stradă, că sunt în pijama! Ulă, mamă, vede! Ce grasule, n-ai somn? Nu, dar zarurile dumneavoastră fac cam mult comod. Păi și ce vrei, bă, nu s-au inventat zaruri cu amortizor? Da, corect. Dar ați putea să vorbiți măcar un pic mai încet? Nu. Altceva? Nu. Eu zic să vă liniștiți, că știți, în casa asta locuiește și un gabor și dacă îl supărați, vă desfințează. Să îndrăznesc, da, eu o să chem în 5 minute de taximetri și din București și îl mut aici și vă îngălbenesc și toată strada. Da, sigur, mă, sunt convins, da, eu m-am referit că vă desfințează stația de taxi, doar atâta. Mă îndoiesc, zic că e afacerea lui Fane Baro, să vezi cum se liniștește. Băi, afacerea lui Fane Baro, ai auzit? Am auzit, de-a zis, da. Afacerea lui Fane Baro, mă înțeles. Interesant. A fost o greșeală, Vandame. Trebuie să desfințez stația, bă. Nu pot, nu mai am cum. Deja am semnat contractul cu firma de taxi. Ce vrei să-mi ceară ăia daune de miliarde să ajung să vând primăria? Păi, bă, pe aia n-ai vândut-o deja.
Hai că-i bună asta, bună! Bună, bună asta! Știi ceva? Mai bine du-te tu frumușe la casă și vă fac eu cadou niște dopuri de alea de urechi super profesionale. Lasă-mă, nu te mai obosesc cu două apele tale! Că desfințezi o stație, bă! Chiorete! Hai! Vezi că taxiurile alea sunt ale lui Fane Baros, mă! Și? Mă doare în dos! Bă, tu ești nebun? Crezi că lui ăla e frică de tine? De mine nu, dar de Irca da! Am găsit soluția. Cum să intimidăm pe aia din vilă fără să apelăm la, știi tu, interpreți? Mă angajez la firma ta de taxi, ha? Au! Ce ți-am zis eu, mă, idiotule, că... Scuze, voiam să zic că mă angajez la firma cuiva de taxi. Că dacă sunt coleg cu taximetriști, pot să-i chem în doi timp și trei mișcări ca să mă apere. Că știi cum e tradiția? A? Dă și mie pălăria aia. Da, să treci. Poveți? Păi tu ai permis, mă? Dar nici n-am nevoie. Că o să mă angajez... Voiam să zic că o să mă angajez la firma aia ca dispecer. Ca să dau din gură, n-am nevoie de carnet. A? Nu că-s genial? Hai că până de seară poți să-mi și trimit stația de emisie recepție, a? Ce zici? Yes! Nu-i rău. Baroase, avem o problemă. Chiorete vrea să o pună pe babă să desfințeze stația. Să duce dracu afacerea. S-a rezolvat, mă. L-am angajat pe fiul dispecer, așa că nu o să mai aibă niciun interes. Eh? Ești genial, mă, Baroase. Băi, băi, potolește-te, Vandame, că intră Teo la bănuiel. Doamne ferește. Mă rog. Fierbe, că dacă mă încing, știi că sor pe tine și nu mai ai pus să zici nimic. Poți să încep să cauți casă, că am vorbit cu Baros și îmi dă 30% din ce încasează pe stația de taxi din Cotroceni. Și cât încasează? Cât încasează? Știi că orice sumă peste 10.000 de euro mă ieșit instantaneu. Hai, jos textila, că nu mai ai răbdare. I-a salvat ploaia. Păi altfel le rupea oașca tablile în cap, îți spun. Zi mersi că putem să dormim și noi liniștiți. Hai, și acum liniște, că trebuie să mă odihnesc ca să fiu în formă pentru bet. Că mâine e ziua cea mare. Da, mâine scoate masca mortoară. Nu nevertebratule! Mâine facem dragoste. Dar tu... n-ai de unde să știi ce înseamnă termenul ăsta. Da, mâine fuge focile după banchiză și aleargă benții în jurul lor, da? Hai, la colcare, gata! Bună seara, colega! Vreau și un taxi în Sebastian 225. Sebastian 225! E cineva pe zonă? Un taxi la Spitalul Pantelimon, vă rog. Spitalul Pantelimon, 10 minute. Un taxi la Spitalul Pantelimon, 3 minute. Ce faci, mă, măgarule? Cum ce fac? Nu vezi? Muncesc. Muncești? Da. Închide, dragi, de amiază măgăria asta, că te găsești de dracii. Închide-o, că dacă nu ți-o fac guler. E numai să îndrăznești. Că în două secunde o să vină aici toți taximetriștii din București ca să mă apere, că știi că suntem uniți. Hai, lasă-mă! Uniți sau tâmpiți? Închide-o și să nu mai aud musca, că următoarea ți-o dau de căzi. Bine. 10 taxiuri de urgență în Cotroceni 18. E o petrecere mondenă care se sparge și pleacă invitații. De urgență! Gata, s-a rezolvat. La culcuș. Te pup, iubire. Ce s-a întâmplat? Normal că vin zbor. Ce apăsătă? E frică de furtună. Și lui furtună e frică de ea.
și vrea să mă duc să dorm cu ea. Furtuna nu vrea. Ia uite-te pe cea șmechere. Îți ajung 10? Sau vrei să te bați cu mai mulți? Zic că-ți mai chem. Bățule, că tu ești nebun? Deschide-i mai de-atușa că trebuie să ajung la Betty. În nici într-un caz, cum am dăștit sușa, pe mine mă linșează taximetriștii. Deschide? Dispar daci, pomfăicule. Sau nu care cumva? Bă, ce-ai cătat, ai găsit, nu se va rușine. Și așa o meritai, bă. Că din cauza ta am vorbit cu Van Damme pentru stația asta, idiotă. Na. Care face, mă, scandalul ăsta, monstru? Dar nu poți să doarm, ai? Nu, eu, tanti, ăsta, nenea, tanti. Dar cine? Taximetrist și după, de afară, du. Taximetrist și taximetrist, băi, chiar n-au nimic. Mamă, ce te rămâșa la ăștia? Cine te mamă aici? Eu vă bat în joc de noi, bă! Hai, carme! Ia, dă-te, bă! Păpușilu, mama, eu v-am chemat aici ca să vă violez animale și în mod repetat cu care încep! Da? Puțin, bă! Care mai de-am stat? Bă! Bă, hai, bă, i-au plecat toți, bă, și cu cine mai... Iar n-am prins nimic în seara asta! Mă credeai în stare, a? Către toate mașinile! Anulați toți comanda din Cotroceni 18! E țeapă! Acolo vă așteaptă o hoașcă violatoare! Repet, anulați Cotroceni 18 și nu călcați acolo niciodată! Ocoliți adresa pe la 2 km! Băieți, m-auziți? Băieți, sunt eu dispecerul! A fost o confuzie! Confuzie, medicule, a? E, lasă că dăm noi de tine! Să vedem atunci dacă îți mai arde de farse pe benzina noastră! Ai nebunii, Baroase? Păi am dat deja taxa de rezervare la agenție. Vrei să o pierdem? Îmi pare rău, dar dacă ea refuză să mai facă stația acolo de frica papei, n-am ce să-ți mai dau. Că 30% din zero e zero, adică nimic. Sorry! Iubito, tot calmează-te că nu ne fac pe noi 2000 de euro. Tu știi că baba e periculoasă. Umor, corect! Mergi cu mine, că poate împreună reușim să o convingem să ne dea banii. Umor! Te cred. Umor, umor! Știu! Dar nu am putut să ies din casă, jur! Pentru că m-a lovit în... Pentru că ne-a lovit soarta și am fost atacați de taximetriști că au venit cu miile în fața casei. Tu stai seama câtă benzină au consumat de erau și ne rupă. Eu înțeleg să mai minți, dar tu deja mai e de proastă. Păi, Peti, cum poți să spui că ești proastă? Că la felul în care arăți tu maxim poți să te prefaci. Dar jur că nu te mint. Și de ce nu m-ai sunat? Ah, corect, ca să nu faci adiționale. Tochitros ai rămas. Și eu care credeam că... Nu mai plânge, că mă faci și pe mine să... Mă, Peti, jur că nu am putut să te sun pentru că m-au copleșit și numeric și m-au lovit în... Și m-au lesinat cu toții, deodată, îți jur! Da, uite, ca să-ți dovedesc că nu sunt chitros, diseară fac rezervare la cel mai luxos restaurant. Și luăm o cină romantică și după aia, dacă ți-a trecut supărarea, putem să mergem să ne împăcăm. He? Ce zici? Da, vezi, e ultima ta șansă. Ce frumos îți miroase degetul. Deschide că știm că ești acasă. Hai că azi îți fac mutația într-un loc cu verdeață. Mămică, sunt niște taximetriști afară care vor să mă omoare. Mămică! Mămică! Sunt mort! Ce mă fac? Ce mă fac? Ce mă fac? Asta e.
Asta mă neamul lui Maribela? Ați venit să-l omorâți pe fiul meu? Nu pe el, pe tine! Dacă nu ne dai rapid ăia 2000 de euro pe care i-am pierdut fiindcă ai golit taximetriștii din fața casei... Da, eu n-am... De dacă n-ai, asta e? O să te bate măr de 2000 de euro! Stai, mă, femeie! Stai, că eu nu sunt mămica! Sunt eu, Cocoșii, te vezi? Eu n-am nicio vină în toată treaba asta! Cocoșii, nu e nicio vină! Nu! Dar cine a chemat-o, mă, pe măta la București? Să ne strece toate ploile! Dă-i drumul repede! Mai repede! Unde mergem? Oriunde! În Pantelimon, că e urgent! Se pare cunoscută vocea dumneavoastră. Vă știu de undeva? Nu, nu. N-aveți de unde. E o confuzie. Băieți, m-auziți? Băieți, sunt eu dispecerul. A fost o confuzie. Mă scuzați. Păi ce faci, Caterin Costului? Ai îmbuțit? A? Nu-ți mai arde de farse? Sau nu mai la stați ești așa simpatic? Hai, băi, spui-l! Bă, dar ăștia cu taxiul au nebunit complet! Nici unul nu vrea să vin aici! O fi auzit și ei că ești chitră, bă, și de aia. N-o sunt chitră! Nu. Nu numai că nu vin acelea taximetriști, dar după ultima întrevedere cu Hârca, o colez zona pe la 2 km, bă. Păi și eu cu ce ajung la Betty? Ia un taxi, bă! Că-ți dau eu banii la ultima pensie. Așa sunt bărbații, doamne, niște mincinoși. Da, las că-l aranjez eu. Hai, am pus-o. Nu prea cred, ba din contră. Betty, lasă-mă să-ți explic! N-am ajuns din cauză că... Știu din ce cauză. De unde știi? De aici. Și de aici. Ești peste tot, pupăză. Oare că ați unit? Când ați fie dat pupăză și o să încerc când alerg? Da, și eu care vreau să te premiez că nu mai ești chitros. Ieși afară, zgârcitule! Prefăcutule! Bă, dar iubi, este o minciună, îți jur! Eu am sunat toată seara la taxi, dar n-a venit niciunul! Păi normal, că știau cu ce chitră au de-a face! Ieși! Chici! Sau nu? Rămâi! Ca să vezi ce-ai pierdut! Știi că mă încing dacă mă fiergi, nu mai pot să zic nimic. De ce are zi? Zi, zi, zi! Ia uite-te pe ceași, mechere. Ți-ajung 10? Bă, cât de proastă e!
Vin imediat, zbor! Dar ce apăță, bă? A... Păți ceva ea. A zis că e frică de furtună. Uite că asta știe. Bă, nu mai trage cu urechea. Ce glumă. Pentru că ne-a lovit soarta și ne-au atacat taximetriștii. Au venit mulți cu mile, au venit toate cu mașini. Toate cu mașinile, cu toate mașinile, vreau să-i spun. Hai. Președintele de club nu-și permite să sară pe mine. De fapt, oricum nu se leacă, mă păstrează intact pentru să fii ca mă. Ce să duc ăsta? Ce? Ca să sară direct pe mine balenoiul, ai? Bă, tu crezi că s-a întâlnit în hoitul cu polițaiul? Se zice Hoțu. Zice Hoțu? La cât ai umflat în ultima perioadă, cred că prima variantă rămâne. Bă, dacă aveți gagici, asta însemnează că puteți să vă duceți liniștiți dincolo. Că nu sunteți în pericol. Bă, suntem. Da, suntem. Sunteți, da, corect. Că vă pune ăsta într-un mare pericol dacă nu vă mișcați fundurile la ârcă. Mișcarea mai rupte, bă. Spuneți să oprească televizorul. Că eu mâine am cirbit serios, eu trebuie să mă hodim. Nu doar pe birou ca voi. Hai, mișcare. Stai. Mișcă pe fază. Hola, Florecita. ¿Qué tal, Melesio? ¿Cómo te va con esos hermanos? ¿Qué andas haciendo aquí? Venimos a ver unos vestidos acá en la tienda del pueblo. Pero se me hace que... ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! Porque Esmeralda segurito se va a quedar con ustedes. Vrem să... Tati, avem și noi o mică problemă. A lui e mică, al meu... Știu, sunt obosit. Îmi pare rău, nu pot să mă servesc acum, că n-am timp. Mă uit la José Armando. Și la ora asta, bre? Da, bă, da, la ora asta, că l-au mutat idioții. Că zic că e cu Eros. Ce-ai dragul să fii? Păi dacă ăsta e cu Eros, lasă-mă că mă arăt ce înseamnă Eros. Mă, ia uite-ți, mă, ia uite-ți. Mă, ia uite-ți, 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 mă. Rola, uite, irătoare, uite cum iese linie și cum... Lăsați, frică, se strică televizorul! Nu mă spune! Voi, de ce ați venit acelea, bă, băgapul meu, și mă distrageți de la... Costel, mă, părerea, mă... Nu, prieta, nu e cam tare! Tare? Tare e puțin spus, popașel! E cea mai beton telenovelă din câte am văzut! Și crede-mă că le-am văzut pe toate și la Cluna m-am uitat! Păi, tu de ce crezi că nu mă miesc de-mi față televizorului până la 2 dimineața? La 2 se termină? Nu, la 3 se termină, dar la 2 dă pauză de știrmă și mă duc să fac și-o un pic.
E adevărat că mă întorc prin final, că sunt bolnavă cu prostata. Lasă. Bre, eu nu de telenovelă ziceam că e tare, eu ziceam de... Da, de José Armando, știu. Asta nu e tare, bă. Ăsta e cel mai tare, bă, e Dumnezeu sexoșilor de pe pământul ăsta. Mă, dacă ar veni la noi în România, i-aș face 20 de José mai mici. Pă, zi! Liniște, că și așa n-au nimic. Adios, Mica. Da. Ce s-a auzit, bine, nu-i scris ce trebuie să auzi? Giurgiuleile, zepelinule, că alea nu se titrează, e de na! Și pentru ele mă uit, ca să mă pun și la punct ultimele tendințe în materie de bulăneală. Că tinerii din lumea de astăzi sunt de-ași dracu, moftură și până la Dumnezeu, creștele mai sus. Numai voastră nu sunt de la clasice, franțuzești, cu șfredere, în obraz. Vor ultimul ragnet, vor sărutul sud-american. Mai las, da, cum e ăla? Vezi ce-l arăt? Nu mi-e lui pupă, zi. Nu, nu, chiar, vezi ce-l arăt? Nu, pe puțin, nu, nu, aduce, pălare! Stai, bă! José Armando, dacă ai venit la mine, ți-a... Iubitul meu! O să pișcă! Te vrea acum, fiară. Mă scuzați, dar s-a terminat hârtia igienică. E normal! Normal! Că fundul mare consumă multă hârtie igienică. Mie nu mi se pare că ai fundul mare. De al tău era vorba. Mișcă să-ți arăt unde țin hârtia, hai. Hai, 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 hai. Ce faci, mă? E? Cum ce fac? N-ai zis tu să o exasperi, spune-mă, de afară? Da, mă, da, da. Chiar acum când? Păi da, dacă nu acum, atunci când? Dacă nu atunci când, de ce tu? Păi de cine altul, că tu ești ocupat? Tu vrei să scăpăm amândoi mai repede din situația asta? Da, mă, acum când? Ce faci, mă? Ai vis-o? Schimbam ceva impresii. Hai să-ți arăt. Hai, 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 că vreau să-ți văd mersul. Hai, odată, mișcă-ne. Hai, mersul meu. Hai, ce? E frumos. Agent, sunt sătul de scuze. Era de ajuns să te uiți la televizor, la știri și... Credeți că nu aș fi vrut, dar nu avem televizor. Păi normal. Dacă te-ai giugiulit cu popăză, ți-a suflat ăla chitroșenia în gură, na. Dar nu sunt chitroasă, doar că din lafa pe care o am eu nu pot să-mi permit să cumpăr un televizor. Și Sofia nu poate să contribuie cu bani pentru că nu o lasă baba. Că zice că se uită la telenovele și îi vine cheful de hândrăleală. Păi și voi stați așa ca la mănăstire? Exact. Las că poate așa-ți mai își pierd în păcate. Dar să știi că asta nu schimbă cu nimic datele problemii. Dacă te mai prins, data viitoare, neinformată, îți trag un 10% din salar pe minus, dar nu te vezi, nerușinat-o! Afrodita, te salvez eu! Cum? Îmi povestesc zilnic știrile? Nu, îți dau un televizor, că am eu unul mai vechi acasă, ți-l fac cadou! Ați face dumneavoastră asta pentru mine? Bineînțeles, dacă nu pentru tine, atunci pentru cine? Diseară o să mai ai în dormitor, adică o să-l ai în dormitor, pe el, pe televizor. Da, ce gâie! Bă, dacă și diseară fac noapte albă, mă sinucid. Aiurea, bagă ceva mai plauzibil, că nu se creadă nimeni că te îngropi tu pe foamea asta. Hai, bă, că nu mai poate să șadă și de seară tot atât. Că s-a adunat și la trânsă sau oboseala. Câte ceasul, băieți? E 7 seara, tanti, e foarte târziu. Cred că ar trebui să vă duceți să vă culcați. Pupăzele, stâmpițel, abia m-am trezit. Am dormit 8 ore. Sunt proaspătă, vie și nevătămată ca un nou născută. Mai bine era ca o nenăscută. Ai zis ceva, zepelinule? N-am zis, tanti, să nebunesc. Am zis, dar n-am zis. Am zis că dacă vrei să-ți fac o cafea, să nu te ia somnul la serial, să le zici mai mult. Asta nu e o idee rea. Dar știi ce? Mi-o face atunci, ca să o beau caldă. Te trezesc eu când o vreau. Bă, ce stâmp!
Lasă-l! Iorete, du-te și cere lui Dezire niște somnifere, că altfel suntem morți! Ești dreabă, fufăiture, păi dacă nu mai ne trezim dimineață! Pentru babă, Chiorete, pentru babă, nu pentru noi! Auzi, păi atunci mai bine îi cer niște ceanură! Păi, e că vouă nu v-a dat până cap? Taci, că ești obosit! Uite-l! Da, n-ați zis că e un televizor mai vechi? Așa și e, e un model mai vechi. Cum e bun de bunuț? De ce să mi-l dați mie? Pentru că nu mai mi-l permit, Afrodita. Ai auzit ce vor să facă ăștia? Să impoziteze cu 100% a doua casă, a doua mașină și sunt sigur că și al doilea televizor o să-l impoziteze. Și tu, de fapt, îmi faci un bine, că scap de impozitare. Și mai are o mică problemă. Odată la două ore se oprește. Pierde banda de canale. Dar fii liniștită că o să vin eu și o să-ți o pun. Banda de canale. Dar nu vreți mai bine să mă învățați pe mine cum se face, ca să nu fiți nevoie să mai faceți atâtea drumuri? Lasă, dragă, că îmi face plăcere. Și de fapt electronica e treabă de bărbați. Și nu orice fel de bărbați. Așa, pricepuți, ca mine. Ia să-i dăm și drumul. Și are baterii noi. Ce dracu are telecomanda asta? Auziți, dar nu credeți că ar trebui băgat în priză? În priză? Da, ți mai prins? Da, asta din cauza că am crezut că e televizorul meu și eu acasă am wireless și fără fir și asta e, da. Să-l băg în priză. Da. Scuzați un pic. Sigur, sigur. Puțin noroc, mă mut la ea. Stai! Ce s-a întâmplat? Mă duc să verific dacă mai e hârtie la baie. Dacă nu le mai întrerupă, idiot, stai! Am verificat-o eu, iubi. Grijuliu meu! Mă scuzați! Fiera letră! Acum ce mai e? Acum ce mai e, mă? S-a ars becul. Și nu poți să faci prin întuneric? Nu, că nu văd unde nimerește jetul. Și așa ce, mă? Mă duc să-ți aduc un bec, dar becul să-ți fie de râs. La papucul lui pește prăjit. Ce bistu? Nu s-a ars. Sunt tare, eh? Ești tare. Dar roagă-te să cedeze psihic înaintea mea. Că altfel te fac titor, mă. Ce e? Ar fi bine să nu afli niciodată. Da, da, sună mișto. Ce e? Beton. Beton? Tu faci case? Cu tine. Mă faci chef de șantier? În fundație. Faci și beciuri? Ce mită! Cu chepeng! Poate abia acum și-au făcut efectul? Ce dragi de somnifere ai luat, bă? Le-ai luat pane mai ieftine, a? Ai început să te chiturășești ca asta. Taci că te găsește, dragi, mi le-a dat pane mai scumpe, ceță. Da. Și eu nu mai sunt chitră, da? E, nu. Ceată, bă! Și am pus și jumătate de flacon în cafea. Cu cantitatea asta dorm un elefant. Adică, pe tine, cum ar fi, mă? Jumătate de flacon. Păi ești nebun. Dacă ai omorât-o. Slavă Domnului! Slavă te găsește, dragi! Ai vrea tu să mă duci la tocaua, să scap de mine? Ți-aduci tu pognitoarea în casă? Auzi, Chiorete, să știi că Beatricea mea nu e pognitoare, da? Da, nu de Beatricea ta era vorba, ci de Afrodita! E, așa da.
Adică? Adică, ce parcă eu nu știu, bă, că pe Beatrice aia ta o ții de paravan până așpetă și tu ești, de fapt, cu Afrodita. Și ți-a frică să nu sari un gât, că... Ia vezi, bă, mai respiră hârca. Ce faci, pupăgel? Te benoclezi în țuțele mele? Îți plac, a? Nu! Nu, nene, asta, tanti, vreau să văd doar dacă vă bate inima. Ah, asta cerea. Păi să știi că inimioara mea bate pentru tine întotdeauna, iete. O să fac angrenă. O să credeam atât, nu vrea să dormi? Nu, că am dormit toată noaptea. La serial se var cafeaua dracului, să vă fie, că n-am putut să pun gura pe ea. Porcărie, avea gust de medicament. Dar lasă, că nu sunt eu proasta voastră, numai mă las-o în baza voastră, îmi fac singurică cafeaua. Că altfel cu voi îmi pierd tot serialul. La ce-ai dracu să fiți, că nimic nu sunteți în stare să faceți. Băi, nebun, asta a dormit toată noaptea. Păi dacă știam, nu veneam, măi, închideam televizorul și dormeam și noi liniștiți. Ah, alege s-ar praful de el de televizor. Asta e. Ne-au furat hoții televizorul. Exact, dragă. Păi ce crezi, că dacă sunt polițiți le e jenă? Nu le e, din contră. Sunt mai relaxați că nu pot să depun plângere. Că mi-e rușine că nu i-am prins. Dacă tu nu depui plângere, depun eu. Stai liniștită că prind eu hoțul. Dar neoficial. Oficial, neoficial, în două zile vreau televizorul înapoi. De unde naiba că eu iau leafa de-abia peste două săptămâni? Adică... cum să nu-i prind până atunci? Păi trebuie să-mi justific banii, nu? Nu se mai poate, tanti, pentru că o face special ca să mă enerveze. Eu înțeleg că se răzbună, că nu mai sunt cu el, dar să știți că în condițiile astea nu mai poate rămâne aici, e clar. Nu. Ba, poate. Pentru că o să-l facă baba mielușel. E curent? Ai ceva deschis? La dormitor? Ia, vedeți. Cu cine se mână așa prost? Nu știu. Eu da. Cu tactul, normal. Chiar așa l-ai descoperit? Ce-i, mă, mămică? Nu tu m-ai pus să lupt pentru ea? N-ai zis tu să fac tot posibilul ca să-i despart? Ba da, prostul, satule. Dar nu enervând-o ca să te dea afară din casă, ci purtându-te frumos, bă, făcându-i curte ca să-l dea pe ălălaltu afară din casă. Ia-ți dracu fața aia de câine bătut și marș la ea ca să o împăcăm. He? Păi și noi la cine mai uităm, pomfăitule? Că trebuiește să fii informat, că-mi cere funcția. O, disperatule, că nu l-am stricat de tot. I-am scos doar... doar flotorul. Când vrei să te uiți, îi pui flotorul la loc și gata. Bă, e sigur că l-ai stricat de tot. Mărlane, doar lucrez în domeniu, mă. Cum te pricep tu la fotbal, așa mă pricep și eu la televizoare, da? De asta mi era frică. Eu am să plec pe teren. Vă mulțumesc încă o dată, domn comisar. Bravo, Matescu. Felicitări. A ajuns să se bucure că pleci și o scutești de prezența ta. Nu, îi mulțumesc pentru gestul cu televizorul. Ce televizor? Plăcerea a fost de partea mea. Ți-a făcut cadou un televizor? Televizorul pe care ți l-a dat e de furat, să știi. L-a abandonat un hoț. Un hoț pe care l-alergam și l-am încolțit eu. Păi și atunci de ce nu l-ați înapoiat pe gubitului? Pentru că nu știm deocamdată al cui e, pentru că nu s-a făcut o plângere. Dar o să se facă. Unde țineți hârtiile alea de se fac plângeri la furat? Wow!
la televizor. Yes! Da. Trebuie să-i zic lui tanti că dacă află de la alții... Tocmai acum când se dezbracă José Armando, varhârbu al dracu, că numai televizor nu e ăsta. Ce draci ai! Alpacu! Da! Să rămână, tanti! Eu sunt! Am sunat să vă dau o veste! Să nu fie de-aia cu hândralei, că te prăfui! A luat Afrodita televizor! Ce-a făcut? Băi, eu am trimis-o acolo ca să aibă grijă de tine și-a strică morala și educația! Să nu te împingă-l cu coarnă să-l scoți din cutie, că te termin! Hai, bre, tanti, că nu pot să stau fără televizor! Că da, nici nu-mi găsesc și eu un iubit mai de Doamne ajută! Că toți care vin și văd că n-am televizor, mă cred o pârlită și se cară! Deci de asta vrei tu televizor, doar așa de decor, ca să faci impresie bună la pretendențe, ai? Exact, tanti! Mhm. Păi atunci stai liniștită, că te rezolvă, baba! Șalele mele! Ah, păcat împotrivețile mele! Am ajuns să fac! Bre, tanti, dar dacă vrea să-l pornească? Dacă vrea să-l pornească, îl dă afară instantaneu, că înseamnă că e un mitocan pârlit care a venit să se uite la meci, în loc să se uite la mândrița asta de față și să-ți acordi în ție atenție. Da, dracu, mașa aia la o parte, că n-am nevoie de mașă. Am materiale. Acu-i dăm drumul. Și acu canal. Asta da viața. În sfârșit pot să mi-l văd și eu pe José Armando în toată frumosața lui de bărbat. Ce păcat că e televizor de ăsta simplu și nu-i de la modernul 3D. Să-mi iasă de necran și să-l trag acel la mine și-l pup. Așa mai bine să-i facă baba o ciorbă din găină de-aia bătrână. Nu mă mor cu afsaibă. Dar lasă că are că e tinere și bravă. Ce vrei să schimba televizorul? Normal că a schimbat televizorul. Chitră penală ce ești. Că m-a săturat să mi-l văd. Pă, José Armando, nu m-a pricăjit. Slab dotat, mi l-a arătat porcăria aia de televizor pe care o aveai. Hai, bă, mai repede, bă, că mi-l întrerupești, bă. Cere-te, mai e somnifere? Mai e somnifere? Dă-te, băi, grasule. Păi! Păi! Cu ce armandul meu, ce dracu s-a întâmplat? Așa... Introduce... A, e cu introdusul! Parola... Introduce-ți parola! Ce parola, bă? Care parola? What? Care parola? Ce parola? A, porcăria dracu-și asta! Unde-l văd eu? Păi, José Armando-l meu! Gata, nu știu. Știu. Vin, José, vin, stai, așteaptă un pic. Dar e sigură că nu mai vine? Nu, numai că nu mai vine. Dar nici nu o să-i mai auzim gura. Că l-a pus tanti la punct. Ce faci? Ce să fac, mămică, preludiu, nu vrei? Nu, cu cine vorbesc? Cu tanti. Bună! Am venit să mă asigur că nu mai vine tantelul ăla de costelu să vă deranjeze. Dar dacă tot o să stau acela să-l pândesc, dați și voi televizorul ăsta pe telenovele. Eh? Hai, fata, că dacă-l vezi pe José Armando cum arată, te învârtoșești dublu! Ah! Leptoșule!
Tu n-ai voie să te uiți. Iar că mi-e schimbă. N-ar fi trebuit ca păgubitul să reclame până acum furtul? Poate n-a avut timp. Dacă e o mămică singură, care mai întâi trebuie să-și calmeze copilașul care plânge, pentru că nu poate să vadă desenul animat preferat la televizorul lui scump și iubit. De-aia zic să-l aducem aici, ca să-l avem la îndemână. Când vine mămica, să poată imediat să-și calmeze bebelușul. Ok, puteți să-l luați, dar vreau să fiu și eu de față când înapoiați televizorul. Bineînțeles, cu mare plăcere. Dragă, nu pot vorbi acum. Nu rămânem în pagubă dacă ți-am promis că prin hoțul prin. N-am nevoie de ajutorul niciunui coleg. Ce naiba e un amărât de televizor? Hai că închid acum, pa! Opa! Ia te uite cine era păgubita! Așa, mă? I-ai dat televizorul nostru lui asta? Așa, mă, tracuc? Adică nu ți-a ajuns pupă să... și câți ori mai fi fost? Acum vrei să strici o căsnicie pentru un televizor? Dar nu ți-e rușine de fomistă ce ești? Nu vă permit! Până aici, da? Eu n-am știut că... Da, da. Domn comisar, șef mi-a zis că e furat. Corect! Furat de la soția lui cea bună și iubitoare care îl calcă, care îi face mâncare. Dar haide să aducem corpul de lic. Solomane, vino cu acest. Imediat, șeful, da. E greu ca naiba. Hai, ușor, pune-l aici. Ce e asta? Dovada! Asta nu-i televizorul meu! Dar nici al meu! Ce televizor ai luat, idiotule? Al nostru era alt model! Corect, mămica! Vor să-ți bage pe gât niște ciurucuri și pe deasupra vor să ne strige și căsnicia! Așa, comisare? E, pentru asta o să vă fac raport! Hai! Și dumneavoastră mă jigniți gratuit și mă acuzați pe nedrept, domn comandant! O să vă fac și eu raport! Am titea... Ce mi-ai făcut, mă, măgarule, că te joacă în picioare? Și eu... Șeful, mă scuzați, ia, ieși de o încurcătură. Nu, o să mă duc și o să cumpăr un televizor mare și nou doamnei Mateescu ca să nu facă raport. Și mai iei unul și lua Afrodita, tot așa mare și frumos, ca să nu facă raport mie, mă. Uite, dar din ce bani, că ne-au tăiat ăștia la salariu? Dar cine a scăzut salariu? Te duci frumos și faci credit, mă. Altul? Of course. Ce faci, mă, aici? Teo m-a chemat. Da, da, ca să vadă baba că suntem pe bune cu el și să rămân acasă. Ce vrei, să învăț telenovelele alea pe din afară? Da, mutasem pe José Armando cu tot cu televizor dincolo. Ne. Nu ai ce căuta lângă ea. Eu dorm la mijloc. Ai, iubite. Păi dacă tu ești la mijloc, înseamnă că eu dorm pe marginea asta? Se ajunge. Da, prinde-te o dată, ce mă dai! Hai, prea, l-ai cumpărat direct stricat? Ah, taci! Că n-am cumpărat nimic, tante Laule! L-a primit Afrodita și mi l-a dat mie. Că i-aș cu Sofica să fie cu minții, nu s-a uitat la televizor. Că îi prinde mășcări! Asta așa e, tătișo. L-a primit Afrodita? De la cine? De unde dracu să știu de la cine l-a primit? L-a fi primit de la vreunul din admiratorii ei. Lasă-mă, dracu, în pace, că am dat spune nervi. Mută-mi puțin magazia, tantișor. Chiar așa. Ce măgar, mă? Ce și-a zis ăla? Ia las că-i duc un televizor și o impresionez. Ce-a furisit? Ar trebui să îl duc înapoi și-i dea cu el în cap. Și chiar asta o să și fac. Mărlane! Thank you.
dumneavoastră l-ați luat? Bine, am vrut să verific dacă are postul cu mascari. Dar văd că nici măcar nu merge. E stricat. Ar trebui să-i dai cu el în cadrul ăla care ți l-a dat. Hai mărlane, încarcă-l pe al nostru, că măcar pe ăsta îl reparăm pe garanție. Dar nu pot să-l duc, sigur, tati, că-i greu. Îmi pare rău, mărlane, dar eu nu pot să te ajut pentru că începe serialul meu preferat. Și nu te mai voi da atâta că te faci de rahat în fața lui Sofica. Fimoza! Mai venit și tu? Deci acela lage! Arieușet! Mâncă-l-ar mama de tanta lău cuceritor! Pentru treaba asta, se merită să pierd serialul. Uite, băi, ce s-o balat! Hai! Curat! Te-ai dors. De ce nu? Că dacă nu mai e cu tău? Ce somnul, dracu, m-a polit, frate. Doar am băut o stacană dacă... Dacă vreau. M-a dus acu de la Sofia. Păi de-ați noapte? Are două tonii de temat acele... Ți-ar ochii, dracu, că tu l-ai stricat. Că dacă o stricai, nu mai ducea baba la alea acolo. Îi mai trebuia să mă spetesc eu înapoi cu el. Păi dacă cu somniferele n-a mers, i-am dat și aseară și tot nimic. Îți spun eu, e imună cu așca, dracu. Dracu, nu... Deci așa, păpușeilor, din cauza voastră am pierdut o aseară mândrețe de romanță cu Barășelu, că am adormit, nu? Vă cocoșați! Mă cocoșează numai pentru că mă cocoșează sigur! Ia uite cum a răsărit soarele! Vogene, unde vogești? Poftiți, doamna Matei, poftiți, vă rog frumos! Uitați, uitați! Uitați televizorul acum, mă credeți! Păi e tot ăla! Vă bate joc de mine? E, atunci să scriu asta în raport! Stai, dragă, că mă nenorocești! Păi, te rog! Păi, dumneavoastră m-a spus să o chem! Ați zis că e televizorul aici! Și ce vină am eu, mă? De ce n-ai verificat înainte? Că da, ești polițist! Mișcă-te imediat și cumpără-i la cucoană televizor, că altfel te găsește dracii! Și să-mi iei și mie televizor, a? Că i-ai spus cucoanii că e televizorul la mine, deci asta însemnează că sunt oți! Mișcă! Ce faci, păsăruiule? Paros, nimic, pe cuvântul meu! Nu i-am făcut nimic lui Teo azi noapte, jur! Dar mi-a făcut măta mie, mă! Da? Ce s-a făcut? Nu știu și nici nu vreau să aflu! Ah,
ce să-i facă baba o găină bătrână, dar eu... Să-i facă baba o găină bătrână, da. Am trebuit să o ceva. Am acolo am bărit câtă. Da. O ser, mă, nu... Ah, să-i facă baba o găină, supă de-aia zdravă, nemai... Ce proastă sunt!